Criza, capitolul 7. Înaintea conducătorilor și a împăraților. Prin ce mijloace a adus uneori Dumnezeu Evanghelia în atenția marilor oameni ai pământului? Matei 10, 17 la 20. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Marcu 13 la 9 la 11. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 5, 21 și 27. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel. Faptele Apostolilor, capitolul 25 și 22. Agripa a zis lui Festus, aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. Filipeni 1 cu 12 și 13. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Înaintea cui va fi poporul lui Dumnezeu privilegiat să poarte mărturia credinței lor în viitorul apropiat? Toți cei care dovedesc loialitate prin ascultarea de legea lui Dumnezeu trebuie să fie pregătiți de a fi arestați pentru a fi duși înaintea consiliilor de judecată, care nu au ca standard al lor legea înaltă și sfântă a lui Dumnezeu. Mulți vor trebui să stea în sălile legislative, unii vor trebui să stea în fața împăraților și înaintea învățaților pământului ca să dea mărturie pentru credința lor. Nu este departe timpul când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să dea mărturie înaintea conducătorilor pământului. Niciunul în 20 nu-și dau seama ce pași mari facem noi acum spre marea criză din istoria noastră. Ei vor avea prilejul de a aduce lumina înaintea celora care sunt numiți oameni mari ai pământului. Și dacă au studiat Biblia, dacă ești gata cu umilință și teamă să dai un răspuns fiecărui om care te întreabă despre speranța care este în tine, dușmanii tăi nu vor fi în stare să biruiască sau să depășească înțelepciunea ta. Mulți vor fi chemați să vorbească înaintea consiliilor și tribunalelor, foarte posibil de unul singur. Experiența care i-ar fi ajutat în acest timp de urgență au neglijat să o obțină și sufletele lor sunt împovărate cu remușcări pentru ocaziile risipite și privilegiile neglijate.
Vom fi probați în grup sau individual? Membrii bisericii vor fi puși la încercare și probați în mod individual. Ei vor fi așezați în circumstanțe unde vor fi nevoiți să poarte mărturie despre adevăr. Acum, nu ni se pare posibil că fiecare trebuie să stea singur, dar dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, vă spun că va veni timpul când vom fi aduși înaintea consiliilor și înaintea miilor de persoane de dragul numelui Său și fiecare va trebui să dea socoteală de credința Lui. Atunci, va urma cea mai severă critică asupra fiecărei poziții care a fost luată pentru adevăr. Avem deci nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să putem ști pentru ce credem în doctrinele pe care le apărăm. Numai predicatorii sau fiecare membru al bisericii trebuie să se pregătească pentru a da mărturie de credința lor în public? Mulți vor trebui să stea în sălile legislative. Unii vor trebui să stea înaintea împăraților și înaintea oamenilor învățați ai pământului pentru a da mărturie de credința lor. Niciunul să nu-și imagineze că el nu are nevoie să studieze, pentru că el nu trebuie să predice de la amvonul sfânt. Tu nu știi ce ar putea Domnul să ceară de la tine. Suntem noi toți pregătiți de a fi interogați pentru credința noastră? Mi s-a arătat că mulți care pretind a avea o cunoștință a adevărului prezent nu știu ce cred. Ei nu înțeleg dovezile credinței lor, ei nu au o corectă apreciere a lucrării pentru timpul prezent. Când timpul de strâmtorare va veni, există oameni care acum predică altora, dar care vor descoperi în timpul examinării poziției pe care o mențin, că sunt multe lucruri pentru care ei nu pot prezenta motive satisfăcătoare. Până când au fost astfel probați, ei n-au cunoscut marea lor ignoranță. Sunt mulți în biserică care consideră că ei înțeleg ceea ce cred, dar până când se ivește controversa, ei nu-și dau seama de propria lor nepricepere și insuficiență. Când vor fi separați de cei de aceeași credință și împinși să stea singuri și să explice credința lor, ei vor fi surprinși a vedea cât de confuze sunt ideile lor cu privire la ceea ce ei acceptaseră ca adevăr. Aceia care au numai o înțelegere superficială a adevărului nu vor fi capabili să expună în mod clar scripturile și să dea motive clare, hotărâte despre credința lor. Ei vor deveni confuzi și nu vor fi lucrători care n-au de ce să se rușineze. Ce ar trebui să facem noi acum pentru ca să fim gata când vom fi chemați pentru a da mărturie pentru credința noastră? Am văzut că sfinții trebuie să obțină o completă înțelegere a adevărului prezent, pe care ei vor fi obligați să-l susțină din Sfintele Scripturi. Slujitorii lui Hristos nu trebuie să pregătească cuvântări pentru ca să le prezinte când vor fi aduși la judecată pentru credința lor. Pregătirea lor trebuie să fie făcută zi de zi, prin înmagazinarea în inimile lor a prețioaselor adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu, prin hrănirea cu învățăturile lui Hristos și prin rugăciune, întărindu-și credința lor. Atunci când aduși la judecată, Spiritul Sfânt le va aduce aminte de adevărurile care vor mișca inimile acelora ce vor veni să le audă. Dumnezeu va face să strălucească în mintea lor, chiar la timpul când este necesar, cunoștința obținută prin cercetarea stăruitoare a Scripturilor. Este nevoie ca poporul nostru să înțeleagă adevărurile dumnezeiești. Este necesar ca el să posede o sistematică cunoștință a principiilor adevărului descoperit, care îi va face pe ei să fie pregătiți pentru ceea ce va veni asupra pământului și care îi va proteja de a fi purtați încoace și încolo de orice vânt de doctrină și învățătură. Poporul nostru a fost considerat ca prea neînsemnat de a fi luat în seamă, dar va avea loc o schimbare. Lumea creștină face acum mișcări care va aduce fără îndoială pe păzitorii poruncilor lui Dumnezeu în atenția tuturor. Fiecare poziție a credinței noastre va fi cercetată,
Iar dacă noi nu suntem în totalitate cercetători întemeiați, întăriți și stabili ai Bibliei, înțelepciunea marilor oameni ai lumii ne va abate de la calea cea dreaptă. Niciunul, în afară de aceia care și-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei, nu va rămâne în picioare în timpul mare conflict. Ce este chiar și mai important decât abilitatea de a prezenta oamenilor un motiv pentru credința noastră? Abilitatea de a prezenta un motiv pentru credința noastră este o realizare bună, dar dacă adevărul nu merge și mai departe decât aceasta, sufletul nu va fi niciodată mântuit. Inima trebuie să fie curățită de toată necurăția ei morală. Acum trebuie să te pregătești pentru timpul strâmtorării. Acum trebuie să știi dacă picioarele tale sunt fixate pe stânca eternă. Tu trebuie să ai o experiență individuală și să nu depinzi de alții pentru lumina ta. Când vei fi pus la probă, cum poți ști că nu vei fi singur, fără niciun prieten omenesc lângă tine? Vei putea să-ți dai atunci seama că Hristos este sprijinul tău? Care este scopul acestor probe publice? Dumnezeu intenționează ca adevărul să fie adus în prima linie și să devină un subiect de examinare și discuție, chiar dacă aceasta se face prin batjocoră pusă asupra lui. Mințile oamenilor trebuie să fie agitate. Fiecare controversă, fiecare reproș, fiecare calomnie sau defăimare va fi mijlocul lui Dumnezeu de a provoca întrebări și de a trezi minți care altfel ar dormita.